Playlistul vedetelor autohtone. Salut, prieteni! Suntem la ora deja tradițională și domniile voastre accesate la frecvența noastră, la frecvența postului de radio Moldova, sunteți, bănuim, curioși să aflați cine e invitatul emisiunii de astăzi. Sunt Vasile Mireuță, redactorul prezentator al emisiunii Playlistul vedetelor autohtone și astăzi îl salut cu mult respect pe un compozitor pe cât de harnic și perseverent, pe atât de talentat și înzestrat cu calități rar întâlnite azi. Cu minte, omenos, atent la tot și la toate, totdeauna binevoitor, compozitor, muzicolog, aranjor, pedagog iscusit, Vlad Mircos. Bună ziua, maestre! Bună ziua! Pare bine să fiu aici alături de tine, Vasile, și de toți cei care ne ascultă la această oră. Cum s-a întâmplat că, provenind dintr-o familie cu părinți a căror profesii, departe de domeniul muzicii, ați îndrăgit arta muzicală și ați devenit unul din cei mai apreciați și întrebați compozitori de la noi? Ce a intervenit și când ați înțeles că muzica e domeniul care va marca destinul și sunteți chemat a o sluji cu fidelitate? S-a întâmplat așa că tatăl meu este un meloman înrăit, îi place foarte mult muzica și place din fragedă copilărie, cântă la câteva instrumente muzicale, a făcut și o școală de muzică pe când făcea studiile la Institutul Pedagogic în orașul Tiraspol și iată această pasiune a tatălui pentru arta muzicală mi s-a transmis și mie. Evident că de mic copil ascultam muzică interpretată de el în casă și atunci când am crescut un pic mai mare, tatăl mi-a luat și un instrument muzical, el mi-a fost primul dascăl, el m-a învățat notele muzicale, m-a învățat să apăs pe clape. Ca după aceea am mers la școala de muzică din Cantemir, de unde și provin, și acolo am fost admis ca să studiez deja la profesori și de specialitate, și de solfegiu, și de teoria muzicii, și de alte discipline. Am citit în presă că ați absolvit cu mențiune școala și totuși ați ales muzica. Da, într-adevăr, la școala de muzică aveam succese. Trebuie să zic că am absolvit școala de muzică în prima promoție, însă avea și ea anumite tradiții deja, era un colectiv tânăr, plin de entuziasm și avea multe concerte prin localitățile din raion, mai ales în luna martie, când era mărțișorul, când era vacanța elevilor. Și iată, m-am produs în anumite manifestări organizate și în incinta școlii de muzică, dar și în afara ei. Aveam anumite rezultate, eram unul din cei mai buni elevi ai profesorului meu și am avut, știu eu așa, o propunere din partea profesorului ca să mergem să facem o audiere la Colegiul de Muzică din Tiraspol în 1984, atunci când absolveam pe atunci 8 clase la gimnaziul din Antonești Cantemir și totodată eram absolvent al Școlii de Muzică din Cantemir. Domnule Mircos, am desprins din afirmațiile doamnei Galina Furdui, poetă extraordinară și textieră la multe din piesele dumneavoastră, că sunteți omul perseverenței, omul disciplinei și că ați rămas ultimul romantic. Căci piesele dumneavoastră sunt de un lirism deosebit, ce vă inspiră să mânuiți cu atât de băcie cele 7 note muzicale, așa încât să atingeți cele mai tainice strune ale sufletului? Cu adevărat, așa s-a întâmplat, chiar semnez și o piesă care se numește Ultimul Romantic, interpretată în anii când încă studiam la conservator de către interpreta binecunoscută la noi, Cezara. Piesa Ultimul Romantic, muzica este semnată de mine și textul de regretată Steleana Grama, a devenit și un motou al meu în viață, însă nu mă consider ultimul. Consider că sunt încă mulți compozitori și oameni de creație care la fel
sunt romantici ca și mine. Așa s-a întâmplat că totuși cel mai mult sunt atras de lirism, cel mai mult sunt atras de melodiile lirice, pătrunzătoare și investesc foarte mult în fiecare melodie, fiindcă o pun în prim plan. Să ascultăm o piesă din repertoriul Carolinei Corun, o piesă de a dumneavoastră. Piesa Ploi și amintiri, textul Ludmila Sobieski, o piesă frumoasă care sper eu că i-a adus succes. Am crezut că timpul nu va ști de-al meu dor să mă dezlege, dar într-o zi când te-am întâlnit prin ploaia cea mare, niciun fior nu m-a răvășit. De atunci, de dorul meu mi-e dor. Vreau să simt cum rănile din suflet mă dor când voi sta la geam cu ochii în noapte. Vreau să cred că tu tot ce am, iubirea mea, nu pleca, rămâi cu mine. Chiar dacă ești doar un vis neîmplinit, te voi chema și dacă într-o zi alte ploi și alte amintiri, vor spăla parfumul din acești trandafiri care au răsărit din scrum și uitare. Și doar ei vor ști că te-am iubit. Vă amintim, stimați radioascultători, că invitatul emisiunii de astăzi este compozitorul și muzicologul Vlad Mircos. Nu uitați că ne puteți asculta online accesând site-ul www.rm.md și în reluare la Radio Moldova Muzical în fiecare vineri, începând cu ora 20:30. Lung e șirul celor care vă admiră și cântă piesele. Nume sonore și grele în muzica autohtonă, dar spuneți, vă rog, pe cine din interpreții de la noi i-ați remarca? Mă refer la cei care încă nu vă cântă creația, dar ați dori să scrieți pentru ei. Vă tentează timbrul vocii, maniera, stilul, într-un cuvânt, admirați activitatea. Cu adevărat, admir
multe voci care sunt aici la noi și în primul rând o admir pe Nele Ciobanu, care îmi este și pământeancă, suntem din același raion, în localități care sunt doar la 5 km departare. O admir și pe Natalia Barbu, aflată acum în România. M-aș bucura, în fond, să lucrez cu oricare interpret și n-am refuzat niciodată nicio colaborare, fiindcă m-am gândit că este interesant. Lasă-mă să plec, tu nu mai știi cum să iubești. Lasă-mă, vreau să zbor, vreau să zbor. Domnule Mircos, ce genuri de muzică, exceptând genurile pe care le cultivați și promovați, vă sunt dragi? Le ascultați cu plăcere în clipuri de revelație? Jazz, pop, rock, muzică populară, romanță, etc. Îmi place să ascult orice muzică bună, muzică de calitate, dar evident am și anumite preferințe. Dacă totuși scriu muzică ușoară, îmi place în mod deosebit să ascult piese interpretate de stele ale muzicii ușoare internaționale, de vedete mari cu voci deosebite, cum este Lara Fabian, cum este Whitney Houston, regretata interpretă, cum este Celine Dion. Și sunt piese pe care le-aș asculta mereu și mereu. Printre acestea sunt I Surrender, interpretată de Celine Dion, piesa Unbreak My Heart, interpretată de Toni Braxton. Deci sunt piese, în fond, care au devenit șlagări internaționale, dar însăși construcția lor muzicală, dramaturgia în formă, în orchestrație, în dezvoltare melodică, întotdeauna m-au impresionat și m-au fermecat și am căutat să le urmez. And they will see, yeah. I'm so-
Îmi place la fel o formație Ten Sharp, formație europeană, care a lansat mai multe albume și una din piese pe care o prefer în mod deosebit să o ascult este You and Me, Tu și cu mine. O piesă la fel de o factură deosebită, cu o dramaturgie deosebită. Eu încă o dată zic, întotdeauna caut în piese un gând, atât muzical cât și verbal, o interpretare elevată, o anumită dinamică în ceea ce privește și orchestrație, și melodia, și vocea, armonia. Ador foarte mult când ascult și găsesc în piese anumite modulații, treceri tonale neașteptate, pe care mă străduiesc pe urmă să le urmez și eu, să caut și eu ceva inedit să fac în piesele mele. He's a dreamer. It's what I hear you say. You're the best part of my dreams. When you're talking with some cool local, it's like music to my ears. Some perfect harmony. Sometimes I feel you show me who I am relentlessly. Nu pot să zic că sunt un fan înrăit al muzicii populare, dar ascult cu plăcere tot ceea ce fac interpreții de muzică populară de la noi atunci când am prilejul. Evident, îmi plac anumiți interpreți și l-aș remarca pe Marin Ganciu, cu care mă leagă și o colaborare frumoasă. Am lansat cu el piesa în stil etno, Zboară Dor. Am mai lansat cu el și un colind, acum suntem într-un nou proiect muzical la fel de etno. Admir piesele etno, dar făcute într-un mod inventiv. Îmi amintesc cu mare drag de piesele care erau semnate de, și sunt semnate de Liviu Știrbu și interpretate de Nelly Ciobanu mai mulți ani în urmă, care au răsunat și în multe concursuri internaționale, aducându-i lui Nelly premii mari, cum ar fi Linui Lin, printre ele foarte reprezentativă piesă. Și o formație care mi-a trezit cu rezultate deosebită și o admirație deosebită este formația Transbalcanica. Un proiect foarte frumos, un proiect fulminant al lui Marcel Ștefăneț, un foarte talentat muzician, un proiect care cu părere de rău n-a avut continuitate, dar și acum păstrez în arhiva mea albumul lor, Transbalcanica. Mai vizionez pe internet și anumite video cu această formație și îmi place la nebunie.
Evident, având studii muzicale, profesioniste, făcând și Colegiul de Muzică din Tiraspol și ulterior Academia de Muzică Gavril Muzicescu din Chișinău, am fost inițiat pe larg în muzica clasică, muzica academică și la literatura muzicală sau istoria muzicii, cum se numea la Academia de Muzică, am ascultat foarte multă muzică academică și acum o mai ascult, o și predau în fond. Dintre lucrările care mi-au trezit întotdeauna emoții deosebite și aș putea să le ascult la nesfârșit, este valsul numărul 2, în două diez minor, semnat de Frédéric Chopin. Un vals care, nu știu, are o energetică deosebită, are ceva interior care mă face întotdeauna să tresalt de uimire și de admirație față de acest compozitor, dar ascult cu mare plăcere și simfoniile semnate de Beethoven și Mozart și alți compozitori, mari compozitori. La fel, lucrările semnate de Johann Sebastian Bach, care este, de fapt, un filozof al muzicii, un gigant. Asemenea, genii se nasc foarte rar și eu personal mă bucur că îi cunosc muzica. Un pianist cunoscut de la noi, Iurie Mahovici, a zis odată într-o emisiune că sunt oameni care nu l-au ascultat niciodată pe Chopin, admitem. Și acești oameni trăiesc bine mersi, dar totuși sunt mai săraci decât noi, care l-am cunoscut pe Chopin sau l-am cunoscut pe Beethoven prin muzica lor. Îndemn pe toți radioascultătorii să asculte, pe lângă muzica care le place, să asculte și această muzică care dăinuie de veacuri. Cum preferă compozitorul Vlad Mircos să-și petreacă timpul liber? Ce hobby-uri aveți, maestră? De fapt, timp liber nu prea am, fiindcă mereu sunt în activitate. În weekend oamenii își fac anumite proiecte și mai ales în primăvară, vară, toamnă, merg la picnicuri, merg la iarbă verde. Eu vreau să zic că weekendurile la mine sunt programate pentru muncă de creație, deoarece, după cum ai și zis, sunt și profesor, sunt nevoit în timpul săptămânii să merg la ore, la Colegiul Pedagogic Alexei Matievici și la Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu. Vara îmi place să mai fac plimbări la aer liber. Locuiesc în sectorul Râșcani și alături este un parc foarte frumos. Merg și mă plimb cu mare plăcere printre copaci și încerc să ascult natura, fiindcă ea își are muzica ei, cântatul păsărilor. Și trebuie să mai destăinui că unele melodii mi-au apărut practic în stradă, spre exemplu, sau într-un parc, și se întâmpla că luam cu mine o foaie de hârtie și trasam un portativ și notam ideile muzicale care mi-apăreau și unele din ele chiar au fost și valorificate mai târziu. Spre exemplu, o piesă pe care tot aș propune să o ascultăm este piesa Floare și Regină, o piesă interpretată vocal de către maestrul Vasile Micușa, tenorul de la Opera Națională. Pe un drum de flori cum pășeai ușor, îmi ziceam că vii floare și regină. Culegeam cu dor roa serilor pe aripi de cer frământa lumina. Alergam în zori să adunăm culori pentru un vis frumos, ziua se-ne
erau pline, nu știam cum vis, rup din paradis, raza spre abis, e să-și-o-n pline. Ai venit și azi, dar cum plângi râzi, simt că intri noi creștini cei o umbră. Ochii tăi senin mă privesc străin și înțeleg că e seara de urmă. Știu că vei pleca și mă vei uita, se va stinge în cer glas de albeastre, dar sub strop din nor vreau să-ți vin cu dor, geana să-ți ating sub steaua noastră. Vă mulțumim, domnule Mircos, că ați găsit timp pentru noi, că ați fost și rămâneți unul din cei mai apreciați și fideli prieteni ai postului de Radio Moldova. Vă dorim succese și inspirație pe tărâmul muzicii, fericire în viața personală și vă așteptăm la noi totdeauna cu brațele deschise. Eu îți mulțumesc, Vasile, pentru această invitație. Îți doresc și ție mult, mult succes în activitatea pe care o ai și aici la Radio Moldova și în activitatea artistică. Multă inspirație să faci multe piese frumoase. Într-adevăr, țin foarte mult la postul național de Radio Moldova. Aici mi-am lansat primele piese, mai bine de 20 de ani în urmă. Aici mi-am registrat primele piese. Aici mă simt ca și acasă. Și trebuie să zic că aici, la Radio Moldova, domnește o atmosferă creativă, o atmosferă frumoasă, o atmosferă sufletistă. Țin foarte mult la toți oamenii care sunt aici și îndemn radioascultătorii să asculte Radio Moldova, care promovează muzica de calitate, muzica bună, care încearcă să ajungă în fiecare casă. Timpul rezervat emisiunii noastre, expirând aici, vă mulțumim pentru atenția acordată. Sunt Vasile Mereuță și vă doresc să aveți baftă în toate și o săptămână cât mai reușită. Vă aștept cu drag duminica viitoare în cadrul emisiunii Playlistul vedetelor autohtone. La Radio Moldova, actualități. În continuare va urma un nou buletin de știri. Numai bine!